Foodul este o mișcare care promovează mâncarea gătită cu produse locale. Ea a fost înființată în Italia în 86 și de atunci s-a extins în întreaga lume. Mișcarea Slow Food promovează, încearcă să păstreze și reușește să păstreze gătitul, gastronomia regională și tradițională și cultivarea plantelor și creșterea animalelor caracteristice ecosistemului. De asemenea, promovează și micii producători care folosesc produse de calitate. Mă numesc Tudor Stricescu și sunt reprezentantul Slow Food Timișoara, iar astăzi vă voi prezenta două preparate care reflectă conceptul Slow Food în mâncare. Astăzi am gătit primul preparat, clătite de legume și făină de năut, servite cu un sos de iaurt cu ceapă și gulie. Este un preparat foarte bun, ușor, dar totodată întâlnește necesarul de nutrienți pentru o masă principală. Ca și caracteristici, este fără gluten. Al doilea preparat este un preparat simplu, care este destinat celor care suferă de patologia cardiovasculară. Conține pește, spanac și orz. Mișcarea Slow Food s-a extins în întreaga lume ca un răspuns la criza de mediu și a sănătății în care ne aflăm. Ea promovează un consum responsabil și o agricultură sustenabilă. Un obiectiv esențial pentru Slow Food este protejarea biodiversității, care se poate realiza printr-un consum responsabil. Ca și consumator e nevoie să ții cont de sezonalitatea produsului, de proveniența lui și de modul în care a fost produs. Ca și fermier este important să adopți tehnici tradiționale și să te limitezi la o capacitate moderată de producție. În Timișoara, anul acesta s-a înființat comunitatea Slow Food, care are ca obiectiv educația pentru consumul sustenabil. Totodată avem ocazia să introducem un nou proiect marca Slow Food, proiectul Food and Health, care completează circuitul sustenabil dintre mediu, producători și consumatori. Acest proiect își focalizează atenția asupra cantității de mâncare consumate, diversității grupelor de alimente și totodată gastrotehnia aplicată în hrana de zi cu zi a omului. Slow Food este o alternativă la fast food și induce o alimentație sănătoasă, care înseamnă un consum bogat de plante și un consum redus de carne, lucru care duce la scăderea gazelor cu efect de seră, fenomen care a depășit cu mult limita tolerabilă și este principalul factor al poluării. Un alt beneficiu pentru alimentație bogată în plante și un consum redus de carne este faptul că se reduce incidența bolilor de natură cardiovasculară.